Aș vrea să vă urez ceva. Și am căutat în Sfânta Scriptură și iată cuvintele cu care aș dori să încarc viața dumneavoastră pentru anul care vine. Iosua, capitolul 1, de la versetul 2 mai departe. Deci Iosua, capitolul 1, versetul 2. Acum scoală-te. Treci Iordanul acesta, tu și tot poporul. Intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Nimeni nu vă va putea sta împotrivă. Cât veți trăi? Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci... Tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga ca să îi zbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbuti în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta, nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Frații mei, nu întotdeauna Dumnezeu a vorbit așa. Mă interesează de ce Dumnezeu a ales ca în momentul acesta să rostească cuvintele astea. Din ce cauză? Îi spune lui Iosua. Cine e Iosua? Dați-mi voie puțin de tot să răsfoim Scriptura. Vă voi pune față în față cu două texte care uh, m-au contrariat din viața lui Josua și vreau să vă provoc și pe dumneavoastră cu textele acestea. Primul se găsește în Exodul, capitolul 33, de la versetul 7 mai departe. Este vorba de momentul în care. Poporul Israel greșește împotriva lui Dumnezeu, păcătuiește făcându-și un vițel de aur. Vă amintiți, da? Suntem la Sinai, vițelul de aur. Din cauza că poporul a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai poate vorbi cu el. Dialogul cu cerul nu poate să aibă loc în asemenea situație. Și atunci Moise își ia cortul lui, cortul lui în care locuiește el îl scoate afară din tabără și îl numește de aici încolo cortul întâlnirii. Orice mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l dea poporului, nu îl dădea în tabără, ci îl dădea în afara taberei la cortul lui Moise. Fiți atenți ce se întâmpla. Când se ducea Moise la cort, versetul 8, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii lui pe Moise până intra în cort. Respect, condescendență, a învăța uh, să-l înțelegi pe Dumnezeu. Când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Vă rog să observați, Moise era în cort. Norul cobora deasupra cortului și dialogul avea loc. Unde avea loc dialogul? În cort. <coughs> Mulțumesc. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa corpul, cortului lui în momentul în care cobora slava lui Dumnezeu. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără și acum câțiva frați de aici cunosc lucrul acesta că l-am discutat în cadrul săptămânii de rugăciune, dar fiți atenți ce urmează. Deci Moise se întorcea în tabără, dar Iosua, tânărul lui slujitor, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Întrebare simplă. De ce nu ieși o din cort? Ce faci în cort? Ios Ios Iosua nu ieșea din cort. Te-a obligat Moise să stai în cort? Iosua, ce zici? Te-a închis înăuntru? Știți că e foarte greu să-i ții pe tineri în biserică în ultima vreme. Sau cei bătrâni în biserică, cei tineri, ies afară. Aici se întâmplă invers. Moise, cel bătrân, ieșea afară și cel tânăr nu mai pleca din cort. De ce? Ați găsit secretul. Ce, contextul ne spune mai departe că în contextul acesta Moise se întâlnește cu Dumnezeu în capitolul 33 mai departe și îi cere Domnului, Doamne, vreau să văd slava ta. Aici, în contextul acesta, se spune versetul 18. Vă face vreo idee de ce Iosua nu ieșea din cort? În capitolul 24, mi se spune că Moise împreună cu Aron, în versetul 9, Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni au fost chemați în prezența lui Dumnezeu și au văzut slava lui Dumnezeu. Observați, Dumnezeu i-a chemat acolo. Au stat în prezența lui Dumnezeu. Moise a stat în prezența lui Dumnezeu cu ocazia aceea 40 de zile și n-a ieșit de acolo. Sesizați că prezența lui Dumnezeu dă adicție? L-au văzut odată pe Dumnezeu și Moise a doua oară zice Mai vreau să te mai văd odată. Cel ce l-a văzut odată pe Dumnezeu zice Doamne, mai vreau să mai văd lucrul ăsta încă o dată. Și îi cere lui Dumnezeu în versetul 32, în, pardon, în capitolul 33, îi cere Vreau să văd slava ta. Și în Deuteronomul, Moise explică am mai stat pe munte încă 40 de zile. De două ori câte 40 de zile, Moise face exercițiul acesta. ce cu viața lui Moise? În Evrei, capitolul 11, zice că Moise s-a purtat în toată viața ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Punctul 1 și punctul 2 spune că slava lui Hristos, foarte interesant, Slava Domnului Isus Hristos, Moise a fost conștient că el se întâlnește cu Domnul Isus Hristos, era mai de decât toate comorile Egiptului. E foarte dificil să vorbești asta în Noul Testament despre cineva din Vechiul Testament. Acum noi spunem acum în veacul acesta evanghelic că cei din Vechiul Testament nu-L prea cunoșteau pe Domnul Isus Hristos. Dar Pavel atestă faptul că Moise, în momentul în care stătea acolo și dorea să vorbească și cu Dumnezeu și spune vreau să văd slava ta, el vorbea cu Iisus Hristos și dorea să vadă slava lui Hristos. Ce făcea Iosua în cort, că nu mai ieșea de acolo? Sunt doi căutători de slavă, Moise și Iosua. Amândoi caută pe Iisus Hristos. Amândoi caută mântuirea. Acum, al doilea verset care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră, pentru ca să înțeleg de ce, de ce Dumnezeu adresează cuvintele acelea de la început lui Iosua. Al doilea verset care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este numeri 13. Versetul 16. E vorba de iscoadele care au mers în Canaan. Fiți atenți. Acestea sunt numele bărbaților pe care i-a trimis Moise să-i scodească țara. Lui Osea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele i-a pus numele Iosua. Cine? Moise. De ce i-a schimbat Moise numele lui Iosua? De ce nu l-a lăsat Hosea? De ce mi a pus numele Iosua? Iosua înseamnă mântuire. Iosua înseamnă mântuire. Stații mei, la vremea respectivă, Domnul îi spusese lui Moise, nu tu vei duce pe poporul acesta în Canaan. Nu tu. Dar cine, Doamne? Și Moise îi schimbă numele lui Iosua, adică lui Hozea în Iosua și spune, tu care cauți mântuire atât de mult, tu vei duce pe poporul acesta Canaan. Și schimbă numele. Observați dumneavoastră ce caută oamenii ăștia. Moise și Osua. Îi schimbă numele în ținta vieții lor, în cerea cel mai frumos pentru ei. Și schimbă numele și îi spune Iosua, mântuire. Și de aici încolo, Hosea va fi cunoscut sub numele de Iosua. și dragii mei, nu-i destul. În Evrei, capitolul 4, Iosua este luat de Apostolul Pavel și în Evrei, capitolul 4, Apostolul Pavel spune că Iosua este prototipul sau simbolul cui? Lui Isus Hristos. Așa spune Pavel. Apostolul Pavel, haideți să citim ca să... Eu n-am vrut să vă țin prea mult aici, dar probabil că contează. Zice așa, versetul 8, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna Canaanului, n-ar mai vorbi Dumnezeu de o altă zi. Dar Iosua nu le-a dat odihna Canaanului și în ciuda faptului că Iosua i-a dus în Canaanul pământesc, el nu le-a dat odihna. Și atunci Domnul spune, dacă Iosua nu le-a dat odihna, cine va da odihna poporului său? Domnul Iisus Hristos. Și iată cum exodul este secționat în trei etape. Etapa 1, Moise, și nu-i duce pe popor în Canaan. Etapa 2, Iosua, îi duce în Canaan, dar nu le dă odihna. Etapa 3, Iisus Hristos care dă odihna poporului său. Fraților... Cui vorbește Dumnezeu în cuvintele din Iosua, capitolul 1? Cui vorbește? Vorbește celor ce vor intra, în sfârșit, în odihna mântuirii. Vorbește celor ce vor primi mântuirea. Dragii mei, nu știu ce va fi în anul 2023, dar dumneavoastră sunteți un popor cu destin. Dumneavoastră sunteți un popor cu un traseu, cu o anumită traiectorie. Dumneavoastră nu stați degeaba pe pământul acesta așteptând să treacă timpul. Dumneavoastră aveți o direcție. Iar direcția este să-l urmați pe Isus Hristos până când veți intra pe porți în cetatea unde Dumnezeu ne-a dat întâlnire. Pentru toți aceia dintre dumneavoastră, care aveți ținta aceasta, care aveți traseul acesta, pentru toți care iubiți pe Dumnezeu în felul ăsta, în așa fel încât o cara lui Hristos să fie mai preț decât toate comorile culturii și a lumii în care trăiți. Pentru toți aceștia, dați-mi voie să mai citesc încă o dată aceste versete și mă voi retrage. Acum, scoală-te! Treci Iordanul. Tu și tot poporul acesta. Intrați în țara pe care o dă Domnul copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Așa cum i-a spus și lui Moise. Vă rog frumos să credeți lucrul acesta. Vă rog frumos să vi-l însușiți. Vă rog frumos să-l ascultați ca și cum Dumnezeu vi-l spune. Nimeni nu vă va putea sta împotrivă cât veți trăi. Din ce cauză? Pentru că ați preluat numele lui Isus Hristos. Pentru că voi vă numiți Iosua. Pentru că nu mai sunteți Hosea. Voi sunteți Iosua. Sunteți cei căre, cărora Dumnezeu le-a dat mântuire și prin care Dumnezeu împrăștie mântuirea. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Puteți zice amin. Doriți lucrul ăsta. Fraților, s-ar putea să vă părăsească mulți. S-ar putea să se schimbe mult în anul care a trecut. Dar Dumnezeu spune, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește-te, îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu, Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să, ca să izbutești în tot ce vei face. Vreți succes? Vreți binecuvântare? Vreți lumină? Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. Împlinește în viața ta cuvintele pe care ți le-a dat Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu să-ți fie lumină. Să nu-ți fie rușină de legea lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușină de ea. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze din gura ta. Cugeta asupra ei, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am zis eu oare, sau nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, Întărește-te și îmbărbătează-te. Fraților, nu e o sugestie. Nu e un îndemn. E o poruncă. Dacă Dumnezeu stă în viața ta, n-ai voie să-ți fie teamă. N-ai voie să fii slab.